Bine v-am regăsit, dragii noștri, la un nou episod al rubricii Cititorii întreabă, psihologul răspunde din cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Așteptăm întrebările dumneavoastră, comentariile sau, de ce nu, teme de discuție, subiecte pentru dezbaterile cu invitații noștri în ceea ce privește relația de cuplu, viața de cuplu. Astăzi vom vorbi pe marginea unei cărți. Este vorba despre Dăruiește iubirea, care vindecă, ghid pentru părinți, de soții Herville Hendrix și Helen Hunt, o carte publicată în colecția PAS în 2 a editurii Herald, colecție care face subiectul discuțiilor cu invitații noștri și o avem alături de noi pe Tatiana Morar, psihoterapeut. Știm foarte bine, atunci când vorbim despre cărțile lui Herville Hendrix sau cărțile soților Herville Hendrix și Helen Hunt, care au și fost de altfel în România, dacă nu mă înșel, în toamna anului 2015, la invitația lui Gaspar Gheorghe, și-au ținut mai multe conferințe, vorbim despre dialogul imago, despre terapia imago, despre teoria imago în ceea ce privește relația de cuplu, relația dintre părinți și copii, mergând pe ideea oglindirii, a validării și a empatizării. Trei lucruri poate fundamentale, esențiale pentru o bună comunicare, pentru o comunicare cât mai armonioasă și echilibrată în relația de cuplu. Ce te-a impresionat la această carte? Și bineînțeles la teoria soților Hendrix, și de ce ai recomanda această carte în egală măsură, aș putea spune, părinților, partenerilor de cuplu, specialiștilor, dar și publicului larg până la urmă. Mulțumesc frumos pentru invitație și salut pe toată lumea care ne vede acum. Vreau să spun că această carte este una dintre cărțile pe care le top 3, pe care le recomand absolut tuturor părinților sau viitorilor părinți. Este o carte ghid, este o carte scrisă cu foarte multă bunătate. Este o carte scrisă cu multă înțelepciune și de viață. Soții Hendrix au 6 copii, deci sunt plini de înțelepciune și aduc această carte cu foarte multe sugestii prețioase, practice. Această carte este scrisă în jurul nevoii de conexiune. Diversi autori își orientează practic teoria, în cazul lor teoria imago, în jurul unui set de nevoi. Unii autori spun că principalele noastre nevoi sunt cele de conectare, competență, control. Alții vorbesc despre iubire, despre siguranță, despre stimă de sine. Ei, în această carte vedem cât de frumos se împletește dialogul practic cu cititorul în jurul acestei nevoi de conexiune autentică a părintelui și a copilului. Este o carte foarte frumoasă și pentru că vorbește despre relație. Există numeroase cărți ce descriu copilul, identitatea sa, descriu etapele de dezvoltare ale copilului. Sau cărți ce scot în evidență practic dinamica din cadrul unui cuplu. Aici vedem cât de important este ca cuplul să fie conectat cu copilul său și de fapt cuplul primește o foarte rară oportunitate de vindecare a propriilor răni emoționale prin relația cu propriul copil. Aici găsim foarte multe, cum am spus, sfaturi,
vedem lucrurile prezentate din perspectiva părintelui, vedem o descriere extraordinară a copilului și a relației, a ceea ce se naște în jurul copilului, chiar de primii 3 ani de viață. De asemenea, în partea a doua a cărții, găsim chiar descrierea etapelor de dezvoltare ale copilului. Pe marginea acestei nevoi de conectare. De asemenea, un aspect important pe care îl găsesc este că autorii prezintă creșterea copilului într-un context da, din punctul de vedere al universului sau al unei entități mult mai mari. Și ei chiar pun accent pe această nevoie a copilului de a experimenta și a intra în legătură cu alții și cu ceea ce este mai mare decât el. Practic, vrei să spui ceva? Nu, continuă ideea. Voiam să spun că această carte foarte blând, iarăși repet, dar pentru mine este importantă această caracteristică blândă, pentru că părinții în ziua de astăzi sunt foarte anxioși, foarte temători, pentru că există o foarte mare presiune pe ei. Deci această carte deschide și dă curaj părinților să exploreze și teme mult mai complexe și complicate, aș spune eu, temele tabu, adică cum să vorbim intenționat cu copiii și mai ales pe teme destul de delicate, cum ar fi sexul, religia, spiritualitatea. Autorii de nenumărate ori menționează acest cuvânt, spiritualitatea, și importanța transmiterii unor asemenea valori către copii. Aceste lucruri fiind posibile printr-o conștiință de sine și o identitate foarte bine cunoscută a părintelui. Autorii se referă și la operele sau scrierile lui John Kabat-Zinn legat de mindfulness și practic tehnica pe care ei o propun, dialogul intențional, face apel la această capacitate de a fi prezent în moment, în acest moment, în aici și acum. Imago, teoria lor, spune că practic noi venim cu un bagaj pe care îl moștenim de la părinții noștri și tot acest bagaj îl numesc ei imago. Ne spun că în interacțiunea noastră cu copilul, acest bagaj ne influențează în foarte mare măsură. Puțini părinți reușesc să fie prezenți aici și acum și, de fapt, să reacționeze la ceea ce se întâmplă acum și să nu reacționeze la un anumit trigger sau o anumită rană emoțională din trecut. Foarte prețioasă argumentarea din carte, care se referă la faptul că părinții care au avut anumite dificultăți la o anumită etapă de vârstă vor avea dificultăți în creșterea copilului său la aceleași etape de vârstă. De ce? Pentru că practic nu există niște resurse. Dacă părintele nu se orientează spre autoreflexie, spre autocunoaștere, spre găsirea unui echilibru interior, spre plasarea în centrul preocupărilor sale a relației cu copilul său, această legătură foarte sacră și prețioasă cu copilul său riscă să fie ruptă. Mesajul din carte este unul care invită spre
creștere și dezvoltare personală a părinților și vine cu mesajul că chiar dacă lucrurile au scăpat de sub control, pentru că nu există părinte perfect conștient sau absolut în orice situație perfect conștient, și ei ne spun că chiar dacă lucrurile scapă de sub control, există speranțe și există tehnici și există metode prin care putem ajunge să vindecăm relația cu propriul nostru copil interior și cu copilul nostru. O întrebare, într-o oarecare măsură, hai să spunem că mă erijez în vocea cititorului Herald, pentru că am tot așteptat întrebări și comentarii venite pe pagina de Facebook a editurii Herald la aceste filmulețe, la aceste înregistrări pe care noi le-am realizat cu invitații noștri. Și aș vrea să te întreb, spun că este o întrebare ușor provocatoare, să spunem, pentru că am auzit din partea unor psihoterapeuți niște puncte de vedere interesante. Și apropo de relația părinte-copil și de relația de cuplu, am avut prima dată tendința de a pun semnul egal, dar sau plus egal. Am avut tendința de a spune cuvântul versus, dar nu îl punem în contrapartidă sau în antiteză. Dar când ne referim la relația de cuplu și la relația părinte-copil. Spune-mi, apariția unui copil în cadrul unei familii nou întemeiate sudează familia respectivă sau dimpotrivă, și știu de ce pun această întrebare, sau dimpotrivă creează niște mici breșe în relație sau poate creează niște dificultăți. Și îmi argumentez întrebarea în felul următor. Știm foarte bine ce înseamnă o familie cu copii. De asta se și spune că la un anumit interval de timp, cei doi soți, cei doi parteneri, este foarte bine, foarte indicat să petreacă timp singuri, da? Să-și aducă cumva aminte de primele luni sau poate primii ani de prietenie, de relație, iubirea romantică, da? Pentru că au nevoie și relația are nevoie de timp pentru ea. De cele mai multe ori știm foarte bine că mama, după nașterea copilului, un copil născut, bineînțeles, din iubire, da? Din iubirea celor doi parteneri, pentru că și-au întemeiat și-au dorit o familie care să cuprindă și copiii. Dar știu că apar tot felul de dificultăți, apar tot felul de încercări, tot felul de probleme odată cu apariția unui copil sau poate a celui de-al doilea copil. Nu avem de unde să știm. Și atunci întrebarea este, vine cu ceva în plus în sudarea deja a relației de cuplu existente sau dimpotrivă? Aici există mai multe aspecte, cel puțin două, pe care aș vrea să le menționez, și anume, există lucruri în comun între relația de cuplu sau mariaj și parentaj, da? Deci există lucruri comune, dar și diferențe. Și anume, ceea ce este comun este că ambele relații cunosc o anumită dinamică, adică există etape de dezvoltare a acestor. Și aici, între paranteze, deja anticipez răspunsul la întrebarea ta. Mai mulți autori sunt dispuși să creadă că din moment ce relația de cuplu sau mariajul este foarte bine integrat și studiat, și relația cu copilul la fel va merge foarte bine. În schimb, dacă există probleme în mariaj, vor ajunge și anumite lucruri să scârce, ca să zic așa, în relația cu copilul. Și să revin la aspectele comune. Deci, primul lucru pe care l-am spus este că ambele relații
da, au o dinamică, se dezvoltă în etape și, de asemenea, în ambele cazuri, la început, există o etapă romantică, foarte, foarte frumoasă. De aceea ai spus tu că de obicei se recomandă să ne raportăm la etapa de început a relației și așa mai departe. Pentru că, ca și în perioada în care apare copilul, îl vezi atât de frumos. Deci toată lumea spune doar că este drăgălaș, doar că este minunat. Te îndrăgostești de el în instant, chiar dacă nu este al tău. Adică e o etapă romantică. E foarte multă deschidere, foarte multă disponibilitate emoțională de ambele părți. După aceea, în schimb, apare lupta pentru putere. Lupta pentru putere între copil versus părinți, între părinți, copii, în triadă și așa mai departe. Apoi, dacă părinții sunt conștienți, au un parentaj intenționat, da? Adică interacționează cu copilul fiind conștienți de propriile lor limite, de etapele, etapa de vârstă, nevoile copilului și așa mai departe, familia ajunge într-o etapă care se numește interdependență sănătoasă. Adică noi suntem împreună sau copilul, să spunem că este deja mare și pleacă într-un alt oraș la școală și așa mai departe, există independență, copilul devine autonom, dar toată lumea se simte împreună, se simte integrată. Diferențele, în schimb, între mariaj și parentaj sunt că un părinte niciodată nu poate aștepta ca copilul să-i răspundă sau să-i îndeplinească nevoile. Este inadecvat, dar unii părinți, din păcate, din inconștiență, din ignoranță, ajung să aștepte acest lucru. Copilul să-mi împlinească, să răspundă nevoilor mele. De asemenea, obligațiile și responsabilitățile părinților în raport cu copilul sunt diferite. Adică sunt un pachet de responsabilități are copilul în funcție de vârstă, dar părintele are cu totul altceva de făcut în relație cu copilul. Sper că ți-am răspuns întrebării. Într-adevăr, este o întrebare tricky, ca să zic așa, pentru că depinde cine întreabă. Deci dacă întreabă cineva care are o anumită problemă, îi va fi foarte greu să accepte că s-ar putea să întâmpine dificultăți și în relație cu copilul său. Dar soluția este să se orienteze către sine. Foarte mult îmi place și folosesc această analogie a instructajului din avion de fiecare dată când plecăm într-o excursie undeva. Dacă nu plecăm în această perioadă în excursie, măcar să ne amintim de instructajul din avion. Deci, stewardesa ne spune că în caz de accident, deasupra vor veni acele măști, și mama este obligată mai întâi să-și pună masca, da, pe fața ei și apoi următoarea mască să o pună copilului. De ce? Pentru că mama, dacă din instinct, da, pune masca copilului, riscă ea să pățească ceva și să nu mai fie capabilă să aibă grijă de copilul ei. Deci, recomandarea mea către părinți este să se orienteze către sine și să-și exploreze propriile răni emoționale, astfel încât să nu transmită copiilor aceleași răni. Adică să perpetueze o moștenire nu tocmai fericită. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre parentaj, dar și despre relația de cuplu, despre evoluția, am putea spune, și dinamica celor două tipuri de relație, alături de Tatiana Morar, psihoterapeut.
pornind de la discuția noastră, pornind de la cartea Dăruiește iubirea care vindecă, ghid pentru părinți, de soții Harvey Hendricks și Helen Hunt, o carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald, colecție care face subiectul dezbaterilor și interviurilor cu invitații noștri în cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu, desfășurată pe site-ul editurii Herald și pe pagina oficială de Facebook a editurii. Mulțumim foarte mult, Tatiana. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cititorii întreabă, psihologul răspunde. Până atunci, aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!